ultimele ploi, ceva 25 de litri, asta înseamnă o ploaie bună, dar nu e suficient. Să spunem că în sol ar fi o mică rezervă de apă, ce mă bucur, faptul că un pic e ger, ne ajută să mai combatem din dăunătorii care s-au menținut în toamnă, în iarnă, în prima parte a iernii, în sol. Se mai distrug din aceste stadii. În ceea ce privește seceta și efectele ei asupra plantelor, ne-am luat măsuri de precauție ca orice bun gospodar, spunem, mai ales în condițiile actuale. De evoluția prețurilor, fluctuații ale materialelor. Am început în mod special acest reportaj de la Buzău cu precizările unui specialist vis-a-vis de starea actuală a umidității din sol. Doctorul Florea Burnichi conduce echipa științifică a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. În ultimii ani, un capitol de cercetare s-a referit continuu la studierea secetei și efectelor ei asupra plantelor. Desigur, plantele trec prin variate schimbări, iar fără apă, spune doctorul Florea Burnichi, nu există viață. Tocmai de aceea vom folosi din ce în ce mai mult irigarea prin picurare, culisele de vegetație vorbesc. Mă minunesc și eu că de-a lungul timpului, în atâția ani de activitate, am trecut prin diferite etape, iar din 2005 încoace ne adaptăm la această lipsă, să spunem, a apei, secetă pedologică și ars și ță atmosferică. Să nu uităm că și despre asta este vorba aici. E o dublă, să spunem, lovitură și plantele reacționează cum pot ele, iar noi suntem aici ca să le ajutăm să își mențină potențialul și să producă în așa fel încât să putem, la rândul nostru, veni în sprijinul fermierilor și tuturor celor interesați de semințele de legume românești. Rămânem la capitolul recomandări ale specialiștilor cercetători din legumicultura buzoiană și accentuăm aspectul culise din plante. Verificăm în sat, la Dâmbroca, zona de câmpie a Buzăului, dacă se practică încă această alcătuire de culise din plante în grădini. Nimerită să răspundă la această întrebare este Stella Zamoiu, legumicultor de frunte al țării, pentru că scopul muncii sale cu pământul este acela de a păstra semințele românești. Deci, culise sau nu? Noi am practicat culisele foarte mult. Nu era tarlat de porumb, nu era tarlat de nimic. Puneam încă și bețele de flarasoare lui, le copileam și puneam fasolea, cea era flarasoarea aceea înaltă pe vremea eu. Și castravetele la fel. Castravetele, dar în porumb nu exista la noi în toată România, nu zic numai în Buzău sau Dâmbroca, să nu fie porumb. De tot satul nostru era căruțe cu scoarțe de fasole, de când se erbicidează, de vreo 5 ani de zile, eu nu am mai văzut. Da. Doamna aceasta are pe masă 10 de plicuri cu semințe. Lucrează alături de asociația Eco Ruralis în toată țara și trimite doritorilor semințe vii, dătătoare de viață. Aflăm imediat și ce alte măsuri aplică țăranul, astfel încât să poată combate seceta. Am venit într-o zi cu câțiva stropi la dumneavoastră, dar nu cred că a plouat destul la Dâmbroca. N-a plouat. Să știți că asta vară a fost o an. Dar atâta timp cât am fântână și am pompă în curte, m-am descurcat foarte bine și copiii la fel și-au făcut fiecare fântână în curte. Cât dă Dumnezeu subsol și avem pânza preiatică și ne mai dă încă apă, e bine. Seceta nu este doar un sol. Mai rea este cea din aer. Da, pentru că cea de sus este mai periculoasă decât cea din pământ. Țărana autentică are experimentați, iată, rotația de 60 de soiuri pe an. Aveți anumite măsuri cu plante astfel încât să combate seceta asta? Nu arăm de toamnă ca să aerisim pământul. Noi îl lăsăm doar primăvara. Multă lume îl ară de toamnă, ci că să degere, că nu știu ce. Și numai atunci, în momentul când punem cultura respectivă. Nu părăsim Buzăul, mergem la Țintești. Emil Mire are puțin peste 30 de ani. Muncește și câmpul, dar și grădina de legume. Seceta îl face să se reorienteze continuu. Porumb, greu, floare și câteva hectare de lucernă. Și cum au fost ultimii 5-6 ani? Din punctul de vedere al irigației, am stat prost. În fiecare an diferă fiecare cultură. Poate că anul acesta ne salvează floarea, de exemplu, anul trecut ne-a salvat floarea. S-a făcut în zona noastră, în schimb porumbul a fost o cultură grea, pentru că a fost secetă și nu avem posibilitatea să irigăm. Cultiv 3 hectare de legume, dintre care 800 de metri pătrați solarii, 1 hectar de varză și restul usturoi. 1 hectar jumate este irigat, restul nu.
pentru că am posibilitatea să irig foraje în câmp. Bun, și în contextul în care apa este din ce în ce mai puțină, ce măsuri, ce se poate face astfel încât să cultive îndean? Păi ne gândim la tot felul de soluții. Într-adevăr, anul trecut am avut 1 hectare de varză, comparativ cu 2022, greu. De ce zic asta? Pentru că a fost secetă. Chiar dacă am irigat continuu, s-a văzut că a scăzut producția din cauza apariției bolilor, dăunătorilor. Varza a fost mai mică și s-a dezvoltat greu. În momentul în care a venit ploaia, a venit la sfârșitul august vreo 25-30 de litri, s-a cunoscut diferența. Reținem așadar astăzi că orice palmă de pământ trebuie valorificată fără a pierde din vedere că această secetă diminuează inclusiv cantitatea de semințe de care vom avea nevoie în anii ce vin.